Cei care s-au născut în zodia Capricornului pot avea între 24 și 25 octombrie momente care să ia pe nepregătite din punct de vedere financiar. Vești, informații, hârtii oficiale, documente, înștiințări, situații la care asistă, care se petrec, sunt în derulare la locul de muncă și la capătul cărora, în cel mai scurt timp, se va stabili un nou tip de finanțare, de recompensă, de plată, de salarizare. Depinde și de felul în care fiecare nativ își câștigă banii, poate că pentru unii nu e vorba de salariu, ci drept de autor sau alte forme de plată. O surpriză, o schimbare, un eveniment, o atitudine a cuiva, un angajator, un partener de contract care se schimbă, se modifică. Uneori poate fi vorba chiar de renunțare la câte un contract. Între 26 și 28 octombrie dimineața, segmentul comunicare, teoretic, arată bine. El ar trebui să fie colorat, cu discuții plăcute, cu veselie, cu armonie, cu înțelegere, cu corespondență spirituală, cu spor de informații, cu beneficiu de pe urma unor întâlniri sau de pe urma participării nativilor la diferite întruniri, sesiuni publice, ședințe, cursuri și așa mai departe. Unii pot să aibă un parcurs pedagogic pe care și-l doreau. Este segmentul secundar ca importanță și ca șansă de a se concretiza. Din ansamblul tuturor capricornilor, probabil că este vorba de cei tineri sau încă tineri care pot să-și pună în aplicare o dorință mai veche de a învăța ceva, de a se perfecționa într-o direcție. Nu discutăm forma, care acum este precară și cam chinuită din cauza restricțiilor pandemice, dar este clar că se vor apropia de această temă școlară, pedagogică, profesională. Între 28 octombrie, după ora 11 dimineața și 30 octombrie, motive de îngrijorare și de implicare activă în treburile familiei. Trebuie să-și asume problemele celor în vârstă care au diferite cauze care îi împiedică să-și vadă singuri de viață. Sănătate, vârstă, neputințe, accidente, lipsa banilor, o anume psihologie care nu îi mai face atât de eficienți și combativi în abordarea unor instituții ale statului. Și atunci, sigur că cei născuți în semnul Capricornului trebuie să-și asume aceste probleme ale lor, să-i susțină, să-i însoțească, să acționeze în locul lor, să angajeze persoane care să-i asiste. Mai sunt și probleme gospodărești care le dau ordinea firească a lucrurilor de peste zi, peste cap. Una își propun și alta reușesc să facă la sfârșitul zilei, pentru că între timp se vor interpune tot felul de disfuncții. Acelea au un caracter de urgență, trebuie să le acorde și acelora atenția cuvenită pentru a nu se produce pierderi, pagube, accidente casnice, degradări majore. Atenție la tot ceea ce poate să fie un accident legat de factorul foc în casă, mai ales în gospodărie și în bucătărie. Ne gândim de multe ori la alte forme de accident cu urme pe corpul fizic care pot să provină de la căldură. Poate să fie vorba de apă clocotită, poate să fie vorba de aburi, poate să fie vorba de aparate care nu scot flăcări, dar care lucrează cu căldura și care, prost mânuite sau defectându-se, chiar în mâna capricornilor să le producă un prejudiciu fizic. Începând cu 28 octombrie, planeta Venus va intra în tranzit prin zodia Balanței și până pe 21 noiembrie va tranzita casa a 10-a. Nume, renume, ascensiune, putere, succes, afirmare, funcție, rang și demnitate. Teoretic este o poziție foarte bună. Micul protector, micul noroc, ar trebui să aibă grijă 3 săptămâni de cariera lor, de imaginea lor și eventual să atragă un noroc, un succes, o șansă, o ipostază fericită. Nu va fi însă chiar atât de ușor, pentru că planeta Venus se va afla în tot acest răstimp contracarată de mai multe quadraturi dinspre chiar Capricorn și apoi dinspre semnul berbecului. Și atunci se poate vorbi de un succes obținut cu mai multă greutate, pentru care se vor lupta mai mult decât în alte dăți, să zicem dacă tema de viață este similară, vor face un efort, vor aștepta, se vor enerva, vor încerca să găsească metode alternative pentru a-și duce proiectul la bun sfârșit. Totuși, la capătul acestor eforturi există și realizare și împlinire și satisfacție. Există un motiv de stabilitate pe ideea, iată, am izbândit, am reușit, produsul este bun, se bucură de apreciere și așa mai departe. Bună condiție mentală, intelectuală,
și fizică pentru a desfășura niște activități publice, interviuri, întâlniri cu publicul, cu mulțimea, cu necunoscuții, exprimarea liberă într-un context care poate să producă și o asistență de specialitate, de exemplu profesori în fața elevilor sau studenților, avocații la bară în pledoarie, ziariștii în demersurile lor mediatice, oamenii politici în fața alegătorilor și, de ce nu, toți slujitorii altarului și altor discipline spirituale care se adresează, fie minții, fie sufletului, celor mulți care îi ascultă. Vor avea parte de simpatie în primul rând, de admirație și de solidaritate cu ceea ce fac și spun în beneficiul celor mulți. Se construiește acum ca un fel de schelet pentru o lucrare astrală complicată viitoare. Este vorba de ceea ce se va petrece în casa relațiilor de prietenie. Deocamdată lucrurile sunt încărcate de nemulțumire și de resentimente, iar începând cu 29 octombrie și apoi continuând, pe 30-31 octombrie, 1 noiembrie, se va merge crescendo cu această stare de ostilitate și cu incapacitatea de a se mai abține. Capricornii vor răbufni față de o persoană cunoscută, apropiată. Contează gradul de prietenie, ci gradul de iritare. Și vor face cunoscute trăirile lor, atitudinile lor, nemulțumirile lor din ultimul timp. Soarele își va vedea demersul lui, dar va intra Mercur, care o va prelua și o va dezvolta prin comentarii, cuvinte, afirmații, explicații fără sfârșit, gratuite și obositoare și costisitoare sufletește. Cu 10 zile, înainte ca Mercur să părăsească Scorpionul, în acest sector își va face apariția în transit planeta Venus, care va fi și ea un fel de factor de continuare și metabolizare al conflictelor și nemulțumirilor, al tensiunilor și constatărilor nefericite legate de prieteni și apropiați. Și în felul acesta se poate vorbi de un răstimp care se va sfârși în linii mari spre Crăciun, spre sfârșitul anului 2020, într-o ipoteză care nu este nici utilă, nici plăcută, nici constructivă și care îi pune pe Capricorni în situația de foarte multe ori de a se considera singuri pe niște baricade, de a nu apela la nimeni, de a nu avea cu cine să se sfătuiască, să se consulte, pentru că vor constata că pe acest sector al relațiilor lor de prietenie, foste, acum s-a instalat o stare de crepuscul. Nu se mai văd cu unii oameni, nu mai comunică, nu mai există sinceritate, nu mai există solidaritate și toate acestea vor constitui niște factori de dezamăgire, de tristețe, fiecare va reacționa după vârstă și experiență în chip diferit.